frățiuer, ascundeți-vă familia și copiii, că nu-i de glumă, a revenit. Cum cine? N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani? Stop! A revenit și de data asta a căpătat și o nouă formă? V-a scăcat pe voi este? Credeți-mă că și eu, dar putem să râdem acum. No, 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 no. Look at the top of his head. Ia pare că nu a aflat secretul femeilor, adică n-ai cum. Și vă las să ghiciți cu ce a revenit pe YouTube această ființă minunată. Oare să fie o piesă? Răspuns corect, a revenit cu o piesă. Mă rog, piesă, hai să nu exagerăm. Dar înainte să trecem la treabă, vreau să mulțumesc sponsorului de astăzi și anume Raid Shadow Legends. V-am mai zis de jocul ăsta și în trecut, dar chiar este un joc ce merită din punctul meu de vedere, este foarte distractiv, are o grafică bună, un gameplay pe măsură și mereu ai câte ceva de făcut în joc. Sunt și o grămadă de caractere pe care le poți debloca ca mai apoi să te bați cu alți playeri online sau poți să te bați cu boșii din joc, ori poți juca un fel de storyline dacă preferi genul ăsta de interacțiune. Sunt peste 400 de campioni de ales, iar toți campionii pot fi customizați în funcție de stilul tău de joc, poate să fie unul ofensiv, defensiv sau suport. Puteți juca Raid atât pe telefon cât și pe PC. Puteți juca cu același nume de utilizator și să comutați între dispozitive oricând doriți. Jocul se mișcă extrem de bine și grafica este la fel de bună pe PC, exact ca pe telefon. Dacă sunteți utilizator noi și veți folosi linkurile din descriere, veți primi 100.000 silver plus un campion nou slasher care este pur și simplu de neoprit, iar premiile le veți găsi aici. Premiile vor fi disponibile doar pentru 30 de zile, deci grăbiți-vă, linkurile în descriere. Revenind totuși la Marilyn Manson, vreau să spun Lorena Lupu, clipul începe random cu un nene care se plimba și el pe stradă când odată observă o formă ciudată de viață. Și decide să o urmărească filmând-o, crezând că vinde și el materialul mai departe către Discovery și face niște bănuți. În momentul ăsta omul a fost descoperit. Se ascunde după un zid, își trage de 3 ori respirația și decide să continue. Din păcate pentru el acum a fost descoperit de prea multe ori, iar forma ciudată de viață decide să ia măsuri. Care-i treaba, prietene? Ține apurat să afli secretul femeilor independente? Moment în care a sărit pe el, l-a mușcat de gât și s-a transformat și bărbatul într-o formă ciudată de viață și a decis să-i filmeze clipul în continuare, cu toate că la un moment dat a observat că îi sângerau urechile. Nu-mi spui ce să cred, nu-mi spui ce să fac, nu-mi spui să zâmbesc, nu-mi spui când să tac, nu-mi spui unde merg sau pe unde să o iau, nu-mi spui să mă mișc dacă eu vreau să stau. Asta înseamnă independența adevărată, frățioare, adică n-ai cum să-i spui ceva. Dacă îi spui ceva, ne caută și ne bântuie. Nu îmi impui visele tale, nu mă dobori cu gesturi penale, nu-mi spui ce să vreau, nu-mi spui ce să zic. Habar n-ai de nimic. Deci mai rămânea să apară și Dana Budeanu un clip, să dea așa puțin din cuor și era unul pe trend din clipul ăsta, frățioare. Eu nu l-aș plăti ca să văd asta. O colaborare între Dana Budeanu și Lorena Lupu. Sunt curios totuși ce părere are una față de cealaltă. Voi nu sunteți? Mamă! Mă tot urmărești, te spargi în talente, te cred tu femeilor intermitente. Am pentru tine un singur secret. E, și fix în momentul ăsta, ăla de o filmare realizează că îi sângerează urechile și vrea să moară. N-are nimeni timp de tine, n-are nimeni timp de tine, n-are nimeni timp de tine, n-are nimeni timp. Jet! 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 Da, sincer, nu cred că asta e reacția potrivită dacă dai de întâmplător pe stradă, nu? Garantez că nu o să-ți vină să o iei în brațe. O reacție mai potrivită ar fi asta. Run. B,
Bine, la ele cred că a fost ceva în gen... Ce faci, fă unde alerge și te alerg întreținerea, iezi, vrei să fii independentă? Da, vreau! Hai la mamă să te înveți niște trucuri, să moară familia mea! În public te dai lup moralist, anti-modernist și convins familist, dar în mesaje private cauți sex discret. Jet! Bă, acum nu mă înțelegeți greșit, da... Cât de disperat să fii să o sun pe asta, să... adică n-ai cum. Nu vreau să fiu rău sau ceva, dar exact ce ziceam și mai devreme, pare că în clipul ăsta ea nu prea a descoperit secretul femeilor. Sper doar să nu visez urât la noapte, ceea ce este foarte posibil să se întâmple. N-are nimeni timp de tine, shit! 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 La ce dracu tocmai n-am uitat, cam asta ar fi concluzia, nu? Sau cel puțin pentru mine cam asta ar fi. Ce pot să zic? Îmi place! Mai vreau! Dacă și studiourile de video chat frățioare s-au gândit, bă, ce ar fi să scoatem piesă, a? M-am lămurit, la modul, bă, pe cine sunăm să facem și noi o piesă? O sunăm pe Lorena, mamă, o să rupă. A rupt, într-adevăr, a rupt orice speranță pe care o mai aveam legat de omenire, nu știu. Dar na, mă gândesc că se putea și mai rău, măcar ea s-a făcut de râs pe bani. Sunt alții care se fac de râs gratis. Să te faci de râs gratis e nașpa. Dar hai să vedem totuși ce părere au alți oameni legat de hitul ăsta numit Jet. Sunt foarte curios. Cristina Drăgan îi urează bine ai revenit. Ok, Jean Bogdan ne zice că e primul. Plus, sper să scoți și album, pe când un concert. Îmi place mult stilul tău gen Animal X. Foarte fain. E troll, trebuie să fie. Îți dai seama, frățioare, să aibă asta concert? De când am văzut de ce sunt unii interesați în 2020, mi-am pierdut orice speranță. Adică o știți pe aia, pe Vulpița și pe săracul ăla. Citisem că oamenii în minutul ăla de aur au avut o audiență live de peste 2,5 milioane de oameni. Peste 2 milioane jumătate de oameni s-au uitat la ăștia. Deci dacă asta, Lorena asta ajunge să aibă concert, sincer nu mă mai miră, adică n-are nicio altuci. Că clipul ăsta lovește atât de puternic că după ce s-a terminat mi-a apărut Lorena în oglindă și mi-a zis Jet, m-aș uita iar, da, și eu. Mi-a plăcut mult. Cică când apare și pe Spotify. Alt troll trebuie să fie troll, adică nu serios. E troll, sper că e troll. Spre binele omenirii, sper că e troll. Când semnezi cu ăștia la Standard Studio, cred că îți scrie acolo în contract că trebuie să te faci de râs, după care aștepți un pic, tragi aer în piept și scoți o piesă în care la fel te faci de râs, că altfel nu te semnează ăștia. Mi se pare absolut fabulos că există și femei de peste 40 de ani acolo, ceea ce nu... Dacă în urmă cu câțiva ani cineva mi-ar fi spus că voi avea o viață atât de frumoasă după vârsta de 40 de ani, i-aș fi râs în nas. Provin dintr-o familie numeroasă, cu foarte mulți frați. Am fost obișnuită să muncesc de tânără, ture foarte lungi, cu un salariu foarte mic și fără carte de muncă. Aceeași poveste, cu muzică tristă pe fundal, că provin dintr-o familie bla 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 și ce greu mi-a fost și ia uite acum ce bine mi-e. Foarte tare! Viața mi s-a schimbat atunci când am primit clientul Standard Studio la metrou. Credeam că e un vis, nu credeam că voi avea șansa de a fi model. În drum spre muncă am avut timp să mă uit prin el. În sinea mea mi-am spus, e un vis. Credeam că am ratat șansa de a fi model din cauza vârstei mele. Dar, surpriză, în pliant încurajau femeile mature să vină la interviu. Și atunci, în sinea mea mi-am spus, de ce nu? Să încerc și eu. Și m-am decis să vin la interviu. Câștig peste 5.000 de lei pe lună. Pare incredibil, dar este adevărat. Lucrez câte 6 ore pe zi după un program ales de mine. Viața de mizerie am schimbat-o cu minunatul Standard Studio. Nu am mai avut discuțiile astea în trecut și consider că până la urmă e alegerea fiecăruia dacă vrea să facă chestia asta sau nu. Nu am o problemă cu oamenii care fac video ce ți-au făcut atât timp cât își asumă. Am o problemă cu reclamele în sine pentru că toate merg pe aceeași miză că mamă, uite cât de greu le-a fost oamenilor în trecut și acum datorită nouă, datorită studiourilor de video ce au crescut oamenii ăștia și câștigă bani și se simt bine și se distrează. Îmi vine să vomit în gură. O reclamă reală fără, nu știu, muzică tristă pe fundal și la modul se fac bani și toată lumea o face pentru bani și hai și tu dacă vrei să faci bani. Adică de asta se duce lumea, nu? Eu mă îndoiesc că cineva o face din plăcere. În fine, nu o să intru foarte mult în detalii, am mai discutat chestiile astea și în trecut. Ideea e că așa nu și mai ales așa. O să închid clipul aici, nu uita să-mi dați un follow și pe contul de Instagram andrei.cosminn ca să aveți o șansă mai mare să deveniți milionari. Sper că ne-am simțit bine și ne auzim data viitoare.